Știi cum se numesc vacile în Columbia, nu? Hoiana! Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio. O vacă din Columbia. Da. O vacă a intrat într-un spital din Columbia și a atacat pacienții. Cred că știu ce fel de frunze a mâncat înainte să intre acolo, fiind din Columbia. A intrat pe ușa sălii de așteptare și a început să strige: jos botnița! N-a pățit nimeni nimic grav. În schimb, damage. Spitalul a suferit. Da, dă-te, dragă, mai... Ia uite-o, mă, frate. Au luat-o cu ușurelul. Au luat-o frumos. Doamnă, o să vă rog să părăsiți sala. Vă rog, da? Frumos, n-aveți programare. Hai să ne înțelegem ca vacile. Deci, ați făcut spectacol aici, am înțeles. Bun, gata. Hai. Dar ce, noi venim în staul la dumneavoastră, da, să facem așa? Să facem haos, corect. Mi se pare funny, Bogdan, că dacă în România te poate omorâ o infecție în spitale, în Columbia te poate omorâ o vacă. Au manevrat-o cu atenție, n-au vrut nici să facă laptele praf. Poate vaca a venit cu intenții bune în spital, doar n-a știut să se poarte. A venit să doneze niște lapte, grupa 15% grăsime, și stăpânul vacii cică și-a cerut scuze pentru incident. E o vacă, domnule. Deci... Știi cum se numesc vacile în Columbia, nu? Hoiana! Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio.